Aveți o întrebare specială sau de ce am votat? Nu, cum? Am votat pentru bunăstarea României, pentru bunăstarea tuturor familiilor din România. Am votat pentru o clasă politică mai corectă, care să ne reprezinte cu onestitate, cu bun simț. Am votat pentru ca Banatul să poată să fie în continuare administrat la fel de bine, să rămână cel mai mare contributor la bugetul statului. Am votat pentru ca copiii noștri să beneficieze de un viitor mai bun. Invit lugojenii să-și dedice astăzi 10 minute și să meargă la vot pentru a fi mai bine reprezentat în Parlamentul României. Timișenii trebuie să se gândească că pentru a avea un viitor mai bun, trebuie să-și promoveze reprezentanții lor,
să ne uităm că celelalte județe merg la vot mai mult decât noi și își susțin astfel reprezentanții lor. Cu cât vom merge mai mult la vot noi, bănățenii, timișenii, cu atât vom avea șansa la mai mulți reprezentanți în Parlamentul României, ținând cont de noua lege electorală și de distribuirea mandatelor. Deci invit timișenii să meargă mai mult la vot decât românii din alte părți, pentru că astfel vom putea fi reprezentați noi mai bine și mandatele vor rămâne în Timiș, nu se vor duce în alte zone ale țării. De ce avem nevoie de reprezentanți? Se dovedește că Ardealul și Banatul sunt administrate foarte bine, comunitățile locale de aici administrate, știm cu toții de ce latură și de ce parte a eșichierului politic, au bunăstare, au locuri de muncă, sunt un magnet pentru toți românii din toată România, pentru că aici locurile de muncă garantează stabilitate și o viață mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumim.